farsele lui Buzdugan, numai la Dimineața de Mentă. Ciprian? Da. Salut, Sorin sunt. Da, Sorin. Sorin, care am fost prietenul lui Monica. A. M-am întâlnit cu Monica și Monica e destul de supărată. Ei, supărată pe mine? Da. Și unde e? Acum e acasă, unde e? Chiar dacă noi nu mai avem aproape nicio treabă, dar eu țin foarte mult la ea și aș dori ca înainte de nuntă să fii și tu mai altfel cu ea, să ai grijă de ea. Pentru că mi-a zis să m-am întâlnit cu ea unde lucrează e. Mi-a zis despre că numai e să-ți bate pentru nuntă și numai e umblă pentru nuntă și că să te implici și tu așa, adică... Și ea acum e la lucru sau a mers acasă? A mers acasă, na. Bine. Tu ai mai fost căsătorit, nu? Da. Că la cealaltă nuntă s-o implica părinții tăi și... Ne putem întâlni să stăm de puțin de vorbă? Dar numai că eu plec în Ungaria peste jumătate de oră, mă întorc peste 4-5 zile. Na, eu ei am explicat că eu sunt cu serviciu și nu prea pot să plec așa cum vrea ea. Deci nu că nu mă implic, mă implică, fac tot ce pot, cât pot să plec de la lucru, plec. Când mi-a zis că aia trebuie făcut, am făcut, dar e și serviciul meu așa aiurea și singurul șofer în firmă. Nu e că nu umblu, vreau să fac tot, dar ce pot să fac? Aia asta nu înțelege, că i-am explicat, uite Moni, dacă eu lipsesc o zi, două de la lucru, mi se taie din salar. Și știe foarte bine că avem de dat la taică-su o grămadă de bani. Păi am scos și areu de la taică-su, nu? Și 5 milioane dăm la taică-su în fiecare lună. Noi cu ce rămâne, rămânem procentul. Și ăla meu, na, e 7-8 milioane, 9 milioane, depinde acum, na, în fiecare lună depinde de vânzări. Și cu ăia trăim de pe o lună pe alta, până, na, dar ea nu înțelege. Eu dacă lipsesc o zi, normal că mie îmi scade un 3-400 de mii, mie ăia contează, eu spun eu. Dacă ea crede așa, nu e nicio problemă, mă învoiesc două zile, mâine o zi, poimine altă zi și atunci vedem cu banii. Deci eu am discutat cu ea, dacă, da, veni acasă, mă pun în pat, dorm și nu mă interesează, scap la trei, da, mă duc acasă, dorm, du-te tu. Ar fi altceva, dar așa nu pot să zic că nu mă interesează, dar mă rog. O să discut eu cu ea, o să o iau așa pe ăsta, fără să-i spun că m-ai sunat tu, și o să vorbesc cu ea. Îmi pare foarte rău că, na... S-a plâns în altă parte și ăsta, dar o să fac în așa fel încât să-i spun că nu m-ai sunat, nu știu nimica. Voi când aveți nunta? 8 octombrie. Dar voi sunteți de un an de zile împreună sau de când? Da. De un an de zile sunteți împreună? De un an și. Cum adică, voi sunteți de un an de zile împreună? Un an și ceva. Bă, asta e nebunul la cap. Că ei mi-au spus că de jumătate de an sunteți împreună. Cum de jumătate de an? Numai de jumătate de an ți-o zis? Ea ți-o spus că am avut o relație împreună. Păi cum adică a avut relație cu tine acum, dacă eu scria de un an de zile? Mai venie pe la mine așa și am trăit cu ea, adică de asta te întreb. Atunci ce zonă stai? E nu ți-o spus de treaba asta, mă? Nu! Vezi să nu te muște, bun câine. Dă-l în măsa de câine. E mi-a spus că de, numai de jumătate de an sunteți împreună. Mi-a spus că tu o hărțuiești sexual. Da. Ai vrea să faci dragoste cu ea în fiecare zi și ea nu vrea. Da, și asta ce are una cu alta? Că dacă ar fi după tine, ci că bă, nu știu ce să mai fac cu Ciprian ăsta, că ăsta în fiecare zi îmi cere să fac dragoste cu el. Sau de două ori pe zi. Mm-hmm. Păi, bun, și acum a zis că mai fost pe la tine, a? Și a zis că acum s-a întâlnit cu tine. Da, s-a întâlnit cu mine, da, și a venit să plângă că uite că are nuntă și că nu te implici, sunteți de jumătate de an împreună și că nu știi ce să facă. Mm-hmm. Și acum când te-ai întâlnit cu ea, ați avut ceva? Acum când v-ați întâlnit, ați avut ceva? Adică ce să am? Eu știu. V-ați adus aminte de vremurile bune, ceva? Sincer să fiu, încercat, dar eu n-am mai vrut. Bine. Bun. Mersi că m-ai anunțat. Uite, îți promit că dau o bere când ne întâlnim și sper cât mai curând să ne întâlnim, să putem sta de vorbă ca lumea așa. Te mai căsătorești cu ea? Nu. Tocmai asta, am vrut să vorbesc cu tine față în față. Nu. No. Mai de când să te căsătorești cu ea? Nu. Mie-mi pare rău, mă. Bun, las că o să discut eu cu ea astăzi. Eu zic totuși să vă căsătoriți, pentru că Daniel Buzdugan de la Radio 21 a fost o farsă propusă chiar de ea. Pe bune? Pe bune, da. Bun. Ce pot să zic? Sunt Daniel Buzdugan și te aștept la adresa farsearondradio21.ro. Radio.